Eveniment cultural în premieră la Râmnicu Sărat este vorba despre expoziția de artă plastică Primăvara în suflet, găzduită de Muzeul Municipal Octavian Moșescu în luna dedicată femeii. Tematica expoziției evidențiază rolul determinant al femeii în societate. De asemenea, pentru prima dată la această expoziție participă doar artiste femei. Am deschis o expoziție Dedicată aceste zile, o expoziție dedicată femei, femei de lângă noi, femei de pretutindeni, femei mamă, femei soție, femei bunică, femei adulte. E o expoziție care reunește un număr de șase artiste. Și nu întâmplător am ales să fie numai artiste pictorițe, tocmai ca să întărim semnificația acestei zile. Autoarele lucrărilor expuse au ales ca prin subiectele creațiilor lor să acorde un prim plan femeii. Șase pictorițe consacrate cu personalități și distincte, însă având în uitorul comun această tematică a lucrărilor. Care au în centrul atenției femeia și universul ei. Este vorba de Valerina Ciobanu, Carmen Jardă, Victoria Cornelia Dedu, Lucia Juncu, Corina Perianu și Stella Filip. Expoziția Primăvara în Suflet rămâne deschisă publicului până pe 4 aprilie.